găsit, românii intenționează să cheltuiască cel mai mult dintre europeni pe cadouri raportat la venituri. Românii își propun să cheltuiască pentru cadourile de Crăciun 110 euro, reprezentând o treime din venituri, ceea ce îi clasează pe primul loc în Europa în funcție de raportarea la venituri. Deși cea mai mare sumă este alocată de britanici, de 420 de euro, arată un studiu realizat de ING. Astfel, britanicii intenționează să cheltuiască cel mai mult pe cadourile de Crăciun față de restul europenilor, americanilor, dar și australienilor. Suma alocată de aceștia reprezintă 15% din veniturile lor medii lunare, rezultă din raportul ING privind cheltuielile de Crăciun și Anul Nou, la care au participat peste 13.000 de persoane, citează Agerpres. Totuși, românii sunt cei care intenționează să aloce pe cheltuielile de Crăciun cel mai mare procent din veniturile lunare nete, respectiv 32% raportat la venituri nete medii lunare de 346 de euro. Studiul a luat în calcul datele Eurostat pentru veniturile nete medii din anul 2013. Românii sunt urmați în clasament de cehi cu 25% din venituri, britanici 15% în ceea ce privește cheltuielile de Crăciun în raport cu venitul net. O treime din europeni, adică 33%, au economisit pentru Crăciunul din acest an, cei mai mulți fiind din Marea Britanie, adică 43%, iar în România, cei care au economisit sunt 42% din populație. Potrivit studiului, 40% dintre români sunt încă nehotărâți cu privire la cât vor cheltui pentru sărbători. În primele 9 luni au fost finalizate și date în folosință 31.174 de locuințe, în creștere cu 9,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, cele mai multe fiind situate în mediul urban, iar majoritatea, adică 97,7%, au fost construite din fonduri private, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Astfel au fost livrate cu circa 2.600 de locuințe mai mult decât în primele 3 trimestre din 2014. În mediul urban au fost date în folosință 16.463 de locuințe, cu 1.785 mai multe, având o pondere de 52,8% din total. Totodată, în mediul rural s-au înregistrat 14.711 locuințe date în folosință, cu 834 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, se arată într-un comunicat al Institutului Național de Statistică, citează Mediafax. Repartiția pe surse de finanțare a locuințelor terminate relevă faptul că a crescut atât numărul locuințelor realizate din fonduri private, cu 2.319 unități, cât și numărul locuințelor realizate din fondurile publice, cu 300 de locuințe. Ponderea celor realizate din fonduri publice este de doar 2,3%. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile din domeniul economic. Sunt Mihaela Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!